2006, am citit câteva bloguri care mi-au plăcut, culme inclusiv Zoso, asta o să-mi iau, să-mi iau multe capace din partea multora, îmi place Zoso. Și am zis că, what the hell, hai să începem să facem și noi un blog. Inițial să vreau un blog personal, m-am gândit că poate e o idee să-mi exprim ceea ce fac și ceea ce simt aproape toată ziua. Mi-am dat seama că n-am prea mult talent de scriitor, am zis că hai să o dăm un pic altfel. Hai să începem un blog de business în care să povestesc despre toate necazurile care le ai atunci când încep ca antreprenor de la aproape de la zero în online-ul românesc. Și avem așa istoria. Deci în 2006 puține posturi, încă vreo două posturi cu pisica, nicio problemă. Aproape să mă las pe la finalul anului, dintr-un motiv sau altul nu m-am lăsat. Vine 2007, îmi dau seama că totuși e ceva cu blogging-ul ăsta și cu blogurile de business. Încep să scriu mai mult pentru zona de business. Avem lansarea Flor la București în 2007. Apare un post, singura lansare care poate fi numită pentru acel site, un efect destul de slab, evident, blogul era încă tânăr, puțină lume mă lua în seamă, traficul era în continuare mic. Ajungem la 1 iunie 2007, marele concept George Michael București, primul post pe care Orlando pune un link către mine, vă dați seama ce însemna asta pentru server, trafic, feed reader și alte nebunii, și de aici începe lumea să mă cunoască. Apare celebra blogare a unul cu celebra piscină, cu celebra scenă de la piscină, nu intrăm în detalii, la care am avut plăcerea să particip. Nu la scena respectivă, nici măcar n-am filmat-o, dar în fine. Și din nou o groază de trafic în plus, o groază de înjurături. Pe 1 august se supără Zoso pe mine prima dată. Nu știu dacă mai e valabilă vorba asta, îmi spuneți voi, dar dacă nu s-a acceptat Zoso cu tine odată, nu există, așa că asta e. Deci pot să spun că din 1 august 2007 exist și eu în blogosferă. Și toate astea ajung la un trafic astăzi care, din punct de vedere statistic, nu este foarte important, nu e foarte mare. Din punct de vedere al influenței, însă, discutăm un pic mai încolo despre ce e vorba. Unde am ajuns în 2009? Deci zona de online, în mare parte, marketing și sales. Zoso s-a împăcat cu mine, în principiu. Posturile aproape zilnice, audiență bine definită. Asta este slide-ul meu favorit. Cât câștigi din blog? Nu mă crede absolut nimeni. N-am câștigat până acum niciun leu din blogging. Deci, din punctul ăsta de vedere, probabil că știți cel mai puțin dintre voi de aici. Ok? Deci 0 lei. Dacă vreți la cursul de azi, 4.26, ajungem pe la 0 dolari sau 0 euro. Cât e publicitatea pe scărlătescu.ro? Extrem de scumpă. Cred că sunt cel mai scump blog din .ro. O groază de firme m-au contactat, n-am vrut să pun reclamă. De mult timp n-am vrut reclamă, un banner pe TV am avut în schimb. Bun. Celebrul What the Fuck? Și ce spunem, de ce ți-ai făcut blog? De ce ai blog? Off the record, cine mai lua mie interviuri? Cine mă mai invita la conferință dacă n-aveam blog? On the record, personal branding. Ok? Personal branding înseamnă că de când mi-am făcut blog, am devenit un om mult mai cunoscut și pot să deschid o conversație cu cineva destul de important care să-mi spună aproape imediat, te știu de pe blog. E unul din cele mai importante lucruri pe care vi le doresc oricând. Ce e personal branding? Hai să vedem. Deci, în 2007, în noiembrie, blogger din, sunt contactat de BMG și participă la prima ediție, 11 minute. În esență, una din manifestările care a fost copiată de absolut toată viața și care are un oarecare succes în momentul de față. 11 minute nu s-a mai reluat, în schimb, acea prima ediție a fost primul eveniment care m-a luat pe mine în seamă din punct de vedere al bloggingului. Asta trebuie să vă dați seama că eu undeva, aproape la jumătate de an după ce am început să scriu câte ceva pe blog. În principiu e destul de mult, unii n-au răbdare. Începem cu ianuarie 2008, apoi decembrie 2007, februarie 2008, ziariștii încep să mă caute încet, încet pentru interviuri, la fel, marea majoritate dintre ei mă știau de pe blog. În 2008, cu Bobby Voicu la Radio Linz, în mai 2008, eram aprilie 2009 invitat la Manicenă. Nu la celebra emisiune pe care le țin toată lumea de pe ok, august 2008, tot prin intermediul blogului, cunoștințe cu Alexandru Jeanu și Alexis Monte, restul de istorie, investiția în Flor la București, preluată de toate ziarele de afaceri și blogurile importante din RO. Singura platformă de comunicare pe care s-a anunțat această investiție a fost blogul scărlătescu.ro. Și așa vă răspundeți cam cât de valoros un blog și cam câți bani faci de fapt într-un blog. La fel, perioada asta la Flor de anumite de valori de zile a anunțată doar pe scărlătescu.ro și care a fost preluată de media mai departe. Ok, deci personal branding, am spus clar, egal business. Banii din blogging, din punctul meu de vedere, al unui manager, antrenor și așa mai departe, se vor face aproape exclusiv
prin networking-ul pe care ți-l faci prin intermediul blogului. Bani direct din blogging nu o să faci prea curând, doar scriind. Dar din păcate zice. Avantajele, dar am spus deja, probabil că e ușor de intuit, canalul de PR extrem, extrem de ieftin. Cei care ați încercat să cumpărați două, trei articole în ziarele de astăzi, ziarele fie online, fie printuri, o să vă dați seama că vreo 5-6 articole despre un eveniment te costă niște mii de euro destul de bune. Ok? În momentul în care ai un blog care e cât de cât citit și bine scris, ziariștii vor veni la tine. Deci, automat, ai făcut o economie de câteva mii de euro. Avantaje. Te ascultă partenerii și posibilii clienți. Posibilii parteneri. Te vii o persoană publică, asta poate fi și un dezavantaj. Dar ai avantajul că poți fi luat în seamă de persoane care, în mod normal, fără să fii cunoscut online, nu o să te ia în calcul neapărat niciodată. Te ascultă clienții, la fel. E foarte important ca business-ul tău să te aibă cumva în față ca o imagine, mai ales atunci când ai o afacere mică sau medie. E important să umanizezi cumva relația cu clienții și blogul este una din cele mai bune metode, chiar blogul de manager. Te ascultă concurența, asta nu știu dacă e un avantaj, dar probabil că este. E din categoria dacă n-ai dușman, nu existi. Deci e bine să știi că concurenții tăi te ascultă, chiar firmele mult mai mari din același domeniu te ascultă. Te identifici cu produsul tău, dai cumva o imagine umană, v-am povestit cât de cât de asta. Și ai un business care, în principiu, poate să fie identificat cu tine. În momentul în care cineva vrea să știe cine livrează flori, a, îl știu eu pe băiatul ăla cu scarlatescu.ro. E un lucru care funcționează extrem, extrem de bine. Deși puțin îl aplică, dintr-un motiv care mie îmi scapă, funcționează extrem, extrem de bine.